Perfect. Săptămâna aceasta, mai concret luni, a fost pronunțată o sentință la Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la o incompatibilitate care vizează un primar din Cara Severin. Ce știți despre aceste lucruri sau care sunt pașii generali? Da. O comunicare oficială a instituției prefectului până în momentul de față n-a primit în legătură cu niciun primar din Cara Severin. Dacă este o astfel de situație, ca și procedură, după comunicarea sentinței prin care acel primar a fost condamnat, comunicare care practic ar trebui făcută atât unității administrației publice locale, respectiv primăriei, cât și instituției prefectului, conform legii, secretarul acelei unități administrative teritoriale are obligația să întocmească un referat prin care să prezinte prefectului județului situația creată, adică starea de fapt în care primarul respectiv a primit o condamnare și în baza acestui referat, la care se atașează și o copie după hotărârea instanței de judecată, prefectul județului are obligația de a emite un ordin prin care să constate încetarea mandatului înainte de termen și pe care are obligația să-l comunice de îndată persoanei care ocupă funcția de primar. După primirea acestui ordin, practic când se consideră că este efectuată comunicarea, primarul respectiv încetează activitatea în cadrul primăriei. Bineînțeles că există posibilitatea legală ca cel împotriva care se emite mandatul de ordinul prefectului de încetare a mandatului înainte de termen, de a ataca pe cale de contencios la Tribunalul Cara Severin, dar vreau să precizez că pe toată perioada cât se judecă această contestare a ordinului, primarul respectiv nu poate să-și exercite atribuțiile de primar. Au fost câteva exemple, sau sunt câteva exemple în Cara Severin de acest fel care au fost atacate în contencios? Da, sunt exemple chiar recente. Avem două situații în care, după emiterea ordinului prefectului, primarii localității respective au atacat în instanță și vă pot spune că chiar și au câștigat, în sensul că instanța de judecată a anulat ordinele prefectului și a considerat că pedeapsa închisorii cu privare de libertate nu este una și aceeași cu pedeapsa închisorii cu forma de executare suspendare, adică suspendarea executării pedepsei respective. Chiar în momentul de față avem pe rol un astfel de caz în care, după emiterea ordinului prefectului, primarul comunei respective a contestat în instanță. În schimb, judecarea acestei contestații se face cu primarul din postura de a nu ocupa această funcție de primar. În concluzie, pentru toți primarii care primesc o asemenea condamnare cu suspendare pe ani, pot să-și exercite mandatul până la o anumită limită. Nu. Deci asta nu poate să hotărască instituția prefectului respectiv. Prefectul, dacă poate să-și exercite sau nu mandatul, este un atribut exclusiv al instanței de judecată care se pronunță și care, sigur, este cel care hotărăște în astfel de cazuri. Eu vă spun că instituția prefectului are obligația, având în vedere prevederile legii în acest sens, de a o